Vreau să fiu milionar, dar cred că tot sărac o să rămân. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canalul Vechi Băieți. Până la urmă am zis să nu mai postez clipuri scurte aici și o să încerc să fac un canal de gaming, dacă putem spune așa. O să postez jocuri de-astea mici, de pe telefon, poate de pe calculator, o să încerc diferite jocuri pe acest canal, așa că scrieți în comentarii cât mai multe sugestii, vreau să văd acolo 1000 de comentarii, 1000 de comentarii de la 1000 de persoane, 1000 de comentarii de la o singură persoană. Vreau să văd acolo multe comentarii cu jocuri pe care ar trebui să le încercăm pe acest canal. Astăzi ne jucăm Vreau să fiu un milionar, băieții, pe telefon. Cum a spus, cred că tot sărac o să rămân după acest clip. O să dăm joc nou, stai că se aude sunetul, aoleu. Ce element chimic avem timp? Avem timp? N-avem timp. Ce element chimic este folosit pe scară în largă pentru a ucide bacteriile din piscine? Clor, seleniu, fosfor, hidrogen, habar n-am. Dar nu-i mă pe timp? Știam că e pe timp la jocul ăsta. O să merg pe clor. Clor, băieți, este alegerea mea. O întrebare destul de ușoară. Clor este răspuns corect. 1 din 15. La 15 ne face milionari. Ok, pentru 10 milioane de alei vechi, pentru 1000 de ron mai exact, întrebarea numărul 2. Între 1814 și 1905, Suedia a format o uniune cu ce țară? Mamă, mă bate. Ha, e ușor. Eu aș merge pe Madagascar, băieți, cred că Madagascar e unde a fost... Cine a fost, mă, Madagascar? Primarul ăla de la Constanța, Mazăre, s-a distrat acolo după a intra la pușcărie. În fine, eu zic că e Norvegia, băieți, poate greșesc, poate mi-au țeapă. Întrebare corectă. Am câștigat 10 milioane, 1000 de ron. Cine cântă mă iubește femeile? Ce sunt întrebările astea, mă, frate? Avem Pepe, Dan Spătaru, Bodo și Mihai Mărgineanu. Greu rău, greu rău. Mihai Mărgineanu, băieți. Ăsta era de joc când l-ați fermiți, nu? Ăla-i, da. Și am câștigat 2000 de ron. Mergem mai departe. Primele 5 întrebări probabil vor fi cele mai ușoare, dar pentru mine nimic nu e ușor. Uite, asta mă bate, asta mă bate, habar n-am. Și la asta chiar nu știu, să fiu sincer. Probabil o să pierd banii. Ce muzician s-a căsătorit cu Yoko Ono în 1969? Perfect an. Cine e Yoko Ono? Îl știți voi, e ăla de... Prietenul al meu vechi, de făceam eu clipuri cu el, el e. O să dăm 50-50, băieți. John Lennon, David Bowie. De David Bowie n-am auzit, de John Lennon am auzit. Așa că o să merg pe care am auzit, și anume John Lennon. Sper că e o întrebare corectă. Câștigăm aici 3000 de ron și mergem la sume grele. Și mergem la 5000 de ron. Nairobi este capital. Nairobi este capitala cărui stat african? Nairobi e aia din Casa de Papel. Habar n-am, Africa de Sud, Nigeria. O să întrebăm publicul, băieți, hai să întrebăm publicul să vedem. Deci majoritatea spun că este răspunsul D, și anume Kenya, 85%. Poate mă țepuiesc ăștia că le dau de lăsar capacele și Kenya este încă o dată răspuns corect. Mergem și jucăm pe 7500 de ron. Ce capitală se află piața UNC, așa? Hai că pot să citesc. Pot să schimb întrebarea sau să sun un prieten? Ia că sun un prieten. Nu știu, alegeți B. Mamă, îmi zice Einstein să aleg B. Să aleg B, băieți? Să-mi iau după el? Nu știu. Hai că aleg B și mi-au după Einstein. Dacă mă țepuiește Einstein, îl bat. Nu m-a țepuit, mă. Dar a zis omul meu că nu știe, probabil a mers pe noroc. Întrebarea de 10.000 de ron, băieți. Mergem la sume grele deja. Care este ortografia corectă a statului în care se află orașul Boston? Oh my god. Oh my god! Nu știu de ce, dar eu zic că e prima variantă. Eu zic că e un dublez la început și un dublu T la final. Corect, mă, am avut dreptate, mă, am avut dreptate. Bă, deci 2000 IQ, băieți, 2000 IQ. Jucăm acum pe 12.500 de ron. Ce l-a împiedicat pe Ed Moses să câștige aurul la Olimpiada din 1980? Știu, nu știu, nu știu, o să schimb întrebarea. Mi-a dat întrebarea și mi-a dat una mai grea. Wow! În ce trupă a cântat Beyoncé, înainte de a-și începe cariera solo? Asta e aia, mă, de... E împreună cu Kanye West sau nu? Ai Kim Kardashian. A cântat la Pussycat Dolls. Pussycat Dolls, ăsta e. Deci dacă ăsta nu e... Nope! Am rămas sărac. 10.000 de ron. Bă, n-am rămas. E ceva, ia uite. Vine Eminescu pe ecran, vine Eminescu pe ecran. Deci cam atât am reușit să obțin din primul joc, băieți. Nu e o sumă rea, însă nu o să mai jucăm. Ai o singură șansă la Vreau să fiu milionar, așa că aceasta a fost șansa noastră. Am câștigat destul de mult. Ne-am îmbogățit, în ghilimele ne-am îmbogățit, că ăștia îi cheltui imediat dacă te superi, dacă îi bagi la aparate. Și cam aici
terminăm și noi clipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să scrieți acolo comentarii cu cât mai multe jocuri. Vreau să văd acolo măcar 700 de like-uri și cam atât. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.